ta treabă. Gata, gata. Îmi tai și mie niște lemne. Câte ai? Da. Atât, da. Cât îmi iei? Cât nu faci? Ce? Drujba. Cât ai dat? Câteva sute. Euro? De lei? Păi nu-mi iau și eu. Păi și nu ții? Te așteptăm în magazinul Ruris din Râmnicu Vâlcea, strada Gim Mihăiescu, numărul 38, zona Kaufland. Alege Ruris. Râmnicu Vâlcea, oraș european durabil și primitor. Un oraș atent la nevoile oamenilor investește pentru un transport public de calitate și eficient. Modernizăm transportul public în Râmnicu Vâlcea. De la transportul personal la transportul public informatizat și sigur. Mai puține mașini în trafic, mai puțină poluare. Creștem siguranța și securitatea cetățenilor, creștem mobilitatea urbană și respectăm mediul. Transport modern și informatizat. Stații pentru confortul călătorilor. Călătoria continuă. Investim în viitorul tău. Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Stecebica SRL oferă servicii de transport de mărfuri și închiriază utilaje de construcții. Firma noastră este licențiată de către Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din România prin Autoritatea Rutieră Română să desfășoare activități de transport de mărfuri, deținând totodată, datorită politicii de calitate implementată, clasificări ce indică faptul că pentru toate serviciile de transport oferite se aplică, începând cu comenzile până la descărcarea și livrarea mărfurilor, indicator strict de calitate și siguranță. Utilajele noastre de construcții, buldozere, excavatoare, macarale, trailer, încărcător frontal, vibrosonetă pentru bătut, palplanșe, etc., vă stau la dispoziție cu personal aferent calificat. De asemenea, efectuăm și transporturi agabaritice cu trailerele din dotare. Secevica SRL, deviza noastră este rapid, sigur și ieftin. Tu votezi. Ministerul Afacerilor Interne te informează. Oferirea sau darea de bani, bunuri ori alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze un anumit candidat se pedepsește conform legii. Nu îți vinde votul. O campanie de informare a Ministerului Afacerilor Interne. Facturile de energie electrică și gaze naturale. Dar acum plătesc atât cât consum, pentru simplul fapt că mi-am făcut un obicei din a citi și a transmite lunar furnizorului indexul contoarelor. Astfel pot ține o evidență clară a cheltuielilor. Mai mult, îmi dau seama care e oferta cea mai potrivită consumului meu și dacă pot economisi pe aici colo.
Te încurajez să faci și tu la fel. E simplu. Intră și tu pe www.autocitir.ro pentru a afla mai multe detalii. O campanie de interes public a ANRE cu sprijinul Acue și AFER. Ce îi spui unui copil singur și tulburat când pentru o clipă l-ai pierdut din ochi și el s-a îndepărtat? În gura s-a uscat de frică, ce poți să-i mai zici? Îl strângi la piept și împingi trei cuvinte. Mama, e aici. Sunt aici. Dacă ai trăit vreodată frica de pierdere sau abandon, știi ce în sufletul copiilor din orfelinate zi de zi. Spune sunt aici. Trimite Hope la 8864. Imaginea distribuită de un băiat pe nume Dănuț a devenit virală și a ajutat la strângerea a 10.000 de euro pentru Hospice Casa Speranței. Organizația are grijă de bunica lui și de alte sute de bunici care trăiesc un diagnostic incurabil. Oricine poate ajuta cu o donație. Dacă Dănuț a putut, putem și noi. La Hospice, orice ajutor mic este mare. Târziu și jumătate. Ce-ai? Ați terminat? Nu. S-am pus un sandwich. Ia-te. Am plecat la serviciu, vă pup. Pa. Dacă sunteți cu mine diseară când vin, vă aduc ceva bun. Serviciu-șor! Un copil pe săptămână arde în România. Nu-ți lăsa copilul singur în casă. O campanie a Inspectoratului General pentru situații de urgență. Descoperă ultimele tendințe în materie de stil și îngrijire și trăiește intens fiecare clipă alături de Octaviana Alexe la Doza de frumusețe și stil. O emisiune despre eleganță, stil, sănătate și îngrijire a tururile frumuseții. Ce materiale și lungim, dar și stil alegem și cum ne accesorizăm ținuta, ce presupune o cură de detoxifiere. Doza de frumusețe și stil. În fiecare sâmbătă și duminică de la ora 12 la Național 24+. Șase, patru, poartă în casă. Apropo de casă, curățați și voi coșul de fum. Dacă te treabă, eu încurăță-l tu. Lasă bre că merge și așa. Doamne, e periculos? 6-6. Hai că te-am ars. Siguranța nu este un joc de noroc. Curăță și repară mijloacele de încălzire și coșurile de fum pentru a evita incendiile și intoxicațiile. RISC, o campanie inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în colaborare cu E.ON România.